dinspre vechea cetate a Marii Uniri de la Alba Iulia, leagăn al culturii românești, vă aducem vestea bună a lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuitorul a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cuvântul Sfânt ne arată: dacă veți cunoaște adevărul, lumina adevărului vă va face slobozi de robia păcatului. Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit din nou la emisiunea Miracolul Creștin. Sunt pastorul Marius Hațegan, oaspetele dumneavoastră, și în această seară de duminică, aici la o emisiune de suflet, o emisiune din partea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Vin și în această seară să proslăvesc numele Domnului, să îi dau toată cinstea și slava că El ne-a lungit firul vieții și ne-a dat sănătate și putere să putem să continuăm aceste emisiuni Miracolul Creștin, o emisiune cu tradiție aici în Alba Iulia, de unde transmitem din studioul Capital TV, o emisiune care a început acum 21 de ani. Slăvit să fie Domnul că am putut să rămânem în picioare alături de Dumnezeu și să aducem vestea aceasta bună, mântuirea sufletelor noastre. Să arătăm oamenilor dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu care întrece orice înțelepciune și pricepere. Mulțumim Domnului și chemăm numele Domnului și în această seară și spunem: Doamne Dumnezeule, vino în ajutorul copiilor Tăi, vino în ajutorul slujitorul Tău în această seară și lasă, Doamne, ungere proaspătă peste slujitorul Tău, proslăvește-ți, Doamne, numele, întinde-ți brațul Tău cel puternic și fă, Doamne, semne și minuni. Doamne, credem că Tu ești Cel ce poți să faci nespus mai mult decât înțelegem sau pricepem noi. De aceea Te rugăm să pui o gardă de îngeri păzitori în jurul nostru, în jurul televiziunii, a rețelei de transmisie, Doamne, să deschizi inima celor ce văd și ascultă această emisiune în lungul și latul pământului, să-ți faci, Doamne, numele de slavă, să ne îmbraci cu armătură de sus, cu autoritate, cu putere, cu dragoste, cu pace, cu liniște, Doamne, și la terminarea acestei misiuni, Tu să fii proslăvit și glorificat. Doamne, lasă ungerea Ta peste robul Tău, deschide-mi ochii să văd ceea ce vrei să-mi spui, mintea să înțeleg ceea ce trebuie să vorbesc și în această seară, ca să pot, Doamne, să vorbesc din partea Ta, înaintea Ta și spre slava Ta. Și Tu să fii proslăvit, glorificat, onorat și binecuvântat în toate lucrurile. Aleluia, amin, amin, amin. Bun, mulțumim Domnului și pentru lucrarea din acest weekend. Vineri am fost plecați la Gioagiu, sat, acolo unde am promis că vom merge la Biserica Pentecostală. Ne-am bucurat cu frații, ne-am rugat, am cântat, am slăvit pe Domnul. Am rămas și sâmbătă până după masă în Gioagiu. Încă două vizite importante. Acum sâmbătă viitoare avem planificat curățenie de toamnă la biserică, așa că rămânem pe loc, în bătătură, cum se zice. Însă pe 17 noiembrie vom fi la Deva, dacă Dumnezeu ne ajută, și respectiv pe 24 vom fi în Timișoara. Deci cei care doriți ca să ne întâlnim, să putem să stăm de vorbă, să mă sunați din timp ca să putem să facem lista de programare. Sper să găsim și de data aceasta un loc atât în Deva cât și în Timișoara, unde să mă pot întâlni cu cei care vin poate din împrejurimile Timișoarei. Data trecută am folosit locația studioului Capital TV,
Dacă nu găsim în altă parte, o să rog din nou ca să ni se acorde spațiul acela. În Deva încă nu am primit nicio confirmare. Dacă e posibil să găsim pe cineva care să își pune la dispoziție casa sau apartamentul sau unde stă, să putem să ne întâlnim cu cei care au nevoie de intervenție. Oricum, Domnul să-și facă numele de slavă și să putem să facem și aceste două lucruri. Cei care aveți darul rugăciunii, vă rog să vă rugați pentru aceste întâlniri ca să fie cât mai bune și să fie spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea multor suflete. Astăzi am primit așa o veste tristă. Am avut o femeie, un suflet, 52 de ani, care a frecventat biserica de vreo 3 ani și în mai multe rânduri am încercat să o convingem, să o lămurim, să se împace cu Domnul, să-și predea viața în mâna Domnului, să încheie un legământ cu Domnul. Ei, anul ăsta a fost planificată la botez, am avut botez, a spus că vine, n-a venit, am mai avut încă un botez, iarăși am insistat, iar n-a venit. Ei, din păcate, de vreo 2 săptămâni a intrat într-o comă, a avut un accident vascular, a intrat în comă și azi dimineață am aflat vestea tristă că a decedat. Vedeți, un suflet care l-a respins pe Dumnezeu, nu l-a primit în inimă pe Domnul, a trecut mântuirea pe lângă ea și sigur că cei care nu sunt mântuiți, cei care nu sunt împăcați cu Domnul și care n-au numele scris în cartea vieții, se duc în focul cel veșnic. Este o situație foarte tristă, ne pare foarte rău. Noi am insistat ca biserică, ne-am rugat pentru ea de multe ori, dar se pare că diavolul a fost mai tare în viața ei și i-a luat controlul deciziei și a vieții și iată, sufletul ei este în fundul iadului. Ne pare rău pentru aceasta. În schimb, mă bucur mult când aud vești bune, căci Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre. Am foarte multe confirmări și mărturii despre răspunsul pe care Dumnezeu îl dă la rugăciuni. Și ceea ce vreau să vă spun este că nu există ca noi, ca și slujitori al Dumnezeu, să ridicăm rugăciuni sfinte după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să rămână indiferent. Există. Ori de câte ori ne rugăm bazat pe voia lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, Dumnezeu răspunde. Acum, ceea ce se întâmplă este că nu răspunde totdeauna Dumnezeu când vrem noi. Dumnezeu are un timp când răspunde, are un timp când lucrează și acționează și asta este, El decide, El este Dumnezeu suveran. Dar, din experiența mea de peste 20 de ani cu Dumnezeu, ca slujitor, am înțeles și am văzut că și Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Chiar dacă noi de multe ori îl acuzăm pe Dumnezeu sau îl criticăm că a îngăduit anumite lucruri în viața noastră, că a făcut așa, că a făcut așa sau că n-a făcut cum am vrut noi, nu există. Totdeauna voia lui Dumnezeu este absolut desăvârșită, planul lui Dumnezeu este absolut desăvârșit și tot ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. Noi nu vedem, nu înțelegem, nu pricepem anumite lucruri. Dar am văzut și mă bucur nespus de mult când văd anumite cauze care le aducem și stăruim. Ceea ce trebuie înțeles este că nu ajunge o rugăciune. Spunea cineva că o floare nu se face primăvară. Da, da, începe primăvara. Deci, dacă stăruim, că stăruința înseamnă să te rugi odată, de două ori, de 10 ori, de 20 de ori, stăruim, nu ne lăsăm, ne unim, în special că ne unim cu biserica, ne unim mai mult de suflete și ne unim după voia lui Dumnezeu și călăuziți de Duhul Sfânt, nu există ca Dumnezeu să nu răspundă. Nu există ca Dumnezeu să nu intervină. Și asta pe mine mă bucură și îmi dă credință și sper să aveți și voi. Sunt de multe ori multe suflete deznădăjduite, nu mai au putere, nu mai au credință,
se simt la capătul puterilor, eu zic să nu vă lăsați, să nu vă dați niciodată bătuți. Câtă vreme vă puteți ruga, rugați-vă, rugăciunea este cea mai mare armă, cea mai mare putere pe care noi, credincioșii, copiii lui Dumnezeu, avem. Rugăciunea mută munții, rugăciunea rezolvă probleme, rugăciunea vindecă, rugăciunea mântuiește, rugăciunea înviază morții. De aceea, cei care aveți probleme și poate vă rugați de mai mult timp și poate încă n-ați primit răspuns, nu vă dați bătuți. Nu există ca să te rogi cu credință după voia lui Dumnezeu și să nu răspundă Dumnezeu. Dar n-a sosit vremea. Adică aș vrea să vă îmbărbătesc puțin această seară, să vă ridic moralul puțin și să vă ajut să nu cădeți în deznădejde. Că totuși la Dumnezeu mai este o șansă. Chiar dacă doctorii, oamenii spun nu se mai poate, nu mai este nicio șansă, nu mai este nicio soluție, vreau să vă spun că la Dumnezeu este soluție. La Dumnezeu niciodată nu-i prea târziu. Dumnezeu, indiferent cât ai fi de afundat în fundul gropii și a mocirilei și pe valea umbrei morții, Dumnezeu te scoate și de acolo. Aș vrea să, câte vreme avem credință și nădejde, Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră. Sigur că cel ce este în situația de boală sau de suferință sau știu ce alte probleme sunt, este greu să se lupte singur. Dar dacă se găsește un grup de frați, o biserică, două sau mai multe, care se unesc, că este mare putere în unitate, și se roagă și stăruiesc, Dumnezeu aduce steag de victorie și de biruință. Așa că vă îndemn să nu vă deznădăjduiți, să nu cedați, să nu cădeți în deznădejde, fiindcă mai este, încă se vede lumina la capătul tunelului. Chiar dacă o vezi numai un pic, ea se vede. Imaginați-vă, acum vă dau un exemplu, Ilie, toți au zis de Ilie prorocul, nu? Marele om al lui Dumnezeu care a fost răpit la cer, n-a văzut moartea. Sunt numai două persoane în toată Sfânta Scriptură care n-au văzut moartea și au fost răpiți. Este Enoch, care cel a trăit înainte de potop, și a fost Ilie din Vechiul Testament. Și Ilie se roagă pentru ploaie, nu ploase, e secetă groasnică și se roagă o dată, se roagă de două ori, de trei ori, de cinci, de zece, de șapte ori, nu mai știu exact, nici nu mai rețin exact, de șapte ori se roagă cel puțin. Și de câte ori se roagă, îl trimite pe slujitorul să mă dute, uite, te vezi, vezi ceva, vezi ceva, să apare ceva. Și la un moment dat îi spune, văd un nor mic cât o palmă. Vă dați seama să vezi tot cerul albastru și undeva apare un nor mic cât o palmă. Nu zice Ilie, nu, acum pregătiți-vă că vine. Vine. Și într-adevăr vine o ploaie de toarnă, știi cum era ploile alea de vară, torențiale, care plouă și udă tot. Cam așa ceva s-a întâmplat. Dar cu toate că era Ilie, care este omul lui Dumnezeu, care face un altar, îi spune Domnului, Doamne, coboară foc din cer și cade, vine, coboară foc din cer și mistui altarul și tot ce era pe altar și spune că au făcut un șanț în jurul altarului și au turnat câteva găleți de apă și focul suge și apa, usucă tot și arde tot și nimicește tot și îl ascultă Dumnezeu cu mare precizie și data asta Ilie se roagă și nimic nu se întâmplă la prima, nici la doua, nici la treia, nici la patra, nici în final, după vreo șapte rugăciuni, nu știu exact, că n-am mai citit de mult pasajul ăla, Dumnezeu răspunde. Dar răspunde printr-un semn foarte mic. Este acolo un pasaj spune, zice, să nu disprețuim începuturile slabe. Adică poate vrei bani. Bă, Doamne, vreau și eu niște bani, că sunt într-o problemă financiară și vezi pe jos o monedă de 10 bani. Foarte multă lume dă cu piciorul și nici măcar nu se apleacă. Domnul zice, nu disprețui începuturile slabe. Azi îți dau 10 bani, mâine îți dau un leu, păi mâine îți dau 10, mâine îți dau 100, mâine îți dau 1 milion, mâine îți dau 20, 20, nu știu. Deci nu trebuie să disprețuim și începuturile mici, slabe. Că dacă pui bani cu bani și leu cu leu și 100 cu 100 și 1000 cu 1000, se adună. Trebuie să avem credință. Trebuie să privim, domnule, este un început. Dacă până astăzi ai avut o problemă cu cineva și numai te-ai certat și dacă mâine persoana respectivă îi se spune, Doamne, vreau să-mi cer iertare, îmi pare rău. Păi e un semn foarte mare. Bucură-te de semnul acela, bucură-te că vrea să împace, bucură-te că își recunoaște greșeala, bucură-te că e un început. Avem cazuri de tot felul de probleme în familie și când vezi că deja se întâmplă ceva, omul se schimbă, cea mai mare problemă este să-și recunoști păcatul.
când apar certuri între soț, soție sau în familie sau așa mai departe, între părinți, copii, când unul începe să-și recunoască păcatul și vine să-și ceară iertare, este o mare biruință. Aia nu e din partea diavolului, din partea lui Dumnezeu. Diavolul vrea să te aprinzi, să te ceri mai tare, să te blastem, să te înjuri, să te... Nu, când deja începe unul să-și are iertare și începe să vine să-și recunoască greșeala, asta e mare lucrare, asta este o biruință și asta numai Dumnezeu poate să o facă. Așa că e foarte important să privim cu credință și să credem că Dumnezeu este Cel ce mișcă lucrurile atâta vreme cât noi ne rugăm, credem, stăruim și îi dăm slavă lui Dumnezeu. Bun. Deci, continuăm și în această seară studiul nostru de mai multe săptămâni. Suntem în a șaptea emisiune astăzi, Fundamentele slujirii de eliberare. Am arătat câteva tipuri de rugăciuni de bază, rugăciuni specifice, care le practicăm în procesul de eliberare. Am primit niște mesaje și am să rog și regia tehnică să urmărească puțin. Îmi spune că nu toate emisiunile sunt ridicate pe YouTube sau pe nu știu ce. Îmi spunea că îmi căuta unele dintre emisiunile astea ultime și că nu le găsește nicicum. Nu știu, trebuie să verificăm puțin, să vedem. Eu, din câte știu, le putem vedea live, le putem vedea în reluare sau le putem vedea pe YouTube, câte vreme le căutăm să le găsim. Dar o să vorbesc cu băieții de la tehnică să vedem dacă le putem accesa în arhiva Capital TV sau cum le putem vedea emisiunile care unii n-au reușit să le vadă în direct și nu le pot nici găsi în reluare. Să vedem care este metoda ca să le putem urmări, fiindcă foarte multă lume n-au știut de aceste tipuri de rugăciuni și acum vor să le scrie, vor să le repete de mai multe ori și să le dăm ocazie celor care vor să folosească aceste rugăciuni să le poată folosi și pentru alții. Dar sigur că o să aflăm toate detaliile. Deja mi se spune că sunt toate emisiunile ridicate pe YouTube. Ei, înseamnă că trebuie să le verifice, să caute mai cu atenție și să le verifice, să le găsească. După, în special, noi vedeți că le dăm nume, dar le dăm și un număr ca să știe exact ordinea. De exemplu, astăzi este emisiunea numărul 7 legată de fundamente. Deci dacă se uită la și le caută, le găsește pe net. Bun. Ceea ce vă spuneam săptămâna trecută este că în această emisiune vrem să discutăm puțin despre de ce unii oameni nu sunt vindecați sau nu sunt eliberați. De ce? Vă spuneam și în altă emisiune că și mie mi se întâmplă, mă rog, m-am rugat și am pus mâinile peste mii de oameni. Vreau să vă spun că și botez, cred că am botezat peste 500 de suflete în toate părțile și aici, în America și în alte părți, dar ca și rugăciune m-am rugat peste mii de oameni. Rata vindecării, în general, este cam 20%. Ce înseamnă aia? Mă rog pentru 10 oameni, 2 se vindecă, 8 nu se vindecă. Și vreau să vă spun că nu cred că sunt eu de vină și nu cred că nici Dumnezeu nu-i de vină. Eu tot așa ung, eu tot așa mă rog, eu tot așa citesc și cred că sunt anumite probleme în omul care vine la rugăciune cauzate de anumite păcate în general. Zice cuvântul lui Dumnezeu, păcatele voastre pun zi de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Sau, fără credință, este cu neputință să primim ceva de Dumnezeu. Dacă nu-i credință, dacă sunt păcate, nu putem să așteptăm să-L înșelăm pe Dumnezeu și El să facă lucrarea. Fiindcă nu o fac eu, am repetat și am spus de sute de ori, nu sunt eu cel care fac vindecarea, ci este Domnul, este Duhul Sfânt, sunt îngerii Domnului. Eu nu sunt decât un mijlocitor, sunt un vas, o unealtă pe care Dumnezeu mă folosește, sunt un lucrător împreună cu Dumnezeu, dar lucrarea o face El, că prin puterea care El a pus-o în mine, că prin ungerea care este peste mine, că prin îngerii care mă însoțesc pe mine. Asta face Dumnezeu cum vrea și când vrea.
Dar lucrarea este a lui Dumnezeu și nu este a mea. El este cel ce hotărăște, El este suveran. Sigur că El folosește îngerii Lui, folosește Duhul Sfânt sau se implică Domnul Iisus direct, nu știu cum. Nu totdeauna înțeleg nici eu toate lucrurile, dar știu că într-o formă sau alta sunt asistat de aceste puteri pe care Dumnezeu le lasă prin Duhul Sfânt, prin îngeri, prin ceea ce Dumnezeu găsește de cu cale. De aceea trebuie să vedem de ce. Și o să avem aici câteva exemple și acestea o să le discutăm în această seară. Deci vreau să vă arăt motivele pentru care, unele dintre motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecați, nu sunt eliberați. Și iată o listă acestor motive, listă care poate fi deosebit de utilă celor ce slujesc pentru vindecare prin eliberare. Așa cum am spus și altă dată, lecțiile acestea pe care eu le fac nu sunt numai pentru cei care au nevoie de eliberare, sunt și pentru cei care vor să fie folosiți de Dumnezeu în slujirea de eliberare. Eu nu pot să fiu în toate locurile. Nu? Sunt aici în studio, mă duc o dată pe lună la Timișoara, la Deva, adică vreau ca Dumnezeu să ridice lucrători acolo, care să poată sluji acolo, să fie acolo, să poată să în fiecare biserică să fie un slujitor care se ocupe de lucrarea de eliberare. Este cea mai importantă lucrare în vremea asta. De a elibera frații, surorile și oamenii care sunt legați de diferite legături demonice. Numărul 1. Cel care îi se slujește nu-L cunoaște cu adevărat pe Iisus. Acum, dacă nu-L cunoști pe Iisus, nu-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai o relație cu Dumnezeu, n-ai o părtășie cu Dumnezeu, este foarte greu ca Dumnezeu să intervină și să lucreze în viața ta. Adică, trebuie să înțelegem că există doi stăpâni în lumea asta, două puteri. Este diavolul și Dumnezeu, sau Dumnezeu și diavolul, cum ne s-o punem. Puterea, autoritatea supremă este Dumnezeu. Diavolul este creat de Dumnezeu, l-a creat, diavolul este sub controlul Domnului, dar îi se îngăduie anumite lucruri. Și atunci, câtă vreme zice acolo cuvântul că noi am fost născuți sub puterea întunericului, în păcat m-a zămislit mama mea, voi aveți de tată pe diavolul, voi aveți de stăpân pe diavolul, diavolul este stăpânitorul acestei lumi și așa mai departe. Deci există două împărății, împărăția întunericului și împărăția luminii, împărăția lui Dumnezeu și împărăția diavolului. Dacă tu faci parte din împărăția întunericului, dacă diavolul este stăpânul tău, Dumnezeul tău, Domnul Iisus nu se prea bagă. El respectă niște lucruri. Eu nu pot să intru în casa unui om dacă omul nu mă invită. Nu pot să intru cu forța, să forțez. Diavolul e cel ce intră. Dumnezeu bate la ușă. Dumnezeu e politicos, respectă voința noastră. Tu când îl chemi, îl inviți, el intră, vine și face lucrarea. Și atunci, dacă altul este stăpânul tău și nu este Dumnezeu autoritate în viața ta, iarăși este o problemă. De aceea, cei care nu-l slujesc, nu-L cunosc pe Dumnezeu, e foarte greu. Dumnezeu vindecă și acolo. Sunt cazuri și acolo când se produc vindecări, însă mai rar. În al doilea rând, cel căruia îi se slujește nu crede că Dumnezeu poate și vrea să vindece și să elibereze oamenii. El nu crede. Stau de vorbă cu anumiți oameni și mă întreabă anumite, mă zic, trebuie să îl întreb pe Dumnezeu. Păi cum îl întreb? Păi zic, îi dau telefon. Păi cum poți să dai telefon? Da, zic, am o linie de legătură cu Dumnezeu și îi dau telefon. Sigur că nu e așa, dar noi putem să vorbim cu Dumnezeu, avem o relație prin Duhul Sfânt și putem să întrebăm și Dumnezeu ne poate răspunde. Mulți nu știu lucrul ăsta, că de fapt Dumnezeu poate să stea de vorbă cu noi, că Dumnezeu poate să-ți vorbească cu voce audibilă, Dumnezeu poate să-ți vorbească prin Duhul, Dumnezeu poate să-ți vorbească prin vedenie, Dumnezeu poate să-ți vorbească prin cuvânt, multe metode prin care Dumnezeu poate să ne vorbească. Și Dumnezeu vorbește și în ziua de azi, prin oameni și oamenilor. Dar nu toată lumea știe, nu toată lumea crede. Deci, unii nu cred că Dumnezeu vrea să-i vindece sau... Zice, da, Domnule, eu cred că Dumnezeu vindecă, dar nu pe mine. Nu?
Sau alții vin și spun, Doamne, eu cred că Dumnezeu a vindecat odată și nu mai vindecă acum. Sunt foarte multe biserici care practică o învățătură falsă și vin și spun, da, Doamne, Dumnezeu a lucrat pe vremea apostolilor și a făcut semne și minuni prin apostoli, că nu pot să zică că nu, că ele scrise în Sfânta Scriptură, dar acolo cu apostolii s-a încheiat lucrarea la Dumnezeu și noi acum nu mai vedem niciun fel de semne, de minuni, s-o la Scriptura, numai cuvântul și nimic altceva. Minciună! Dumnezeu lucrează și acum. Darurile Duhului Sfânt sunt în operare și acum, sunt în plină desfășurare. Dar iată că necredința unora sau, știu eu, învățăturile false îi face să nu creadă. Și sigur că, așa cum spuneam, omul nu crede că Iisus vrea să-L vindece pe El. Domnul Iisus Hristos este Marele Vindecător. Isaia ne spune, verset care eu îl folosesc foarte des și îl afirm aproape în fiecare zi, prin rănile Lui suntem vindecați. Petru merge chiar mai departe și spune, prin rănile Lui am fost vindecați. Bun, în al patrulea rând, viața acelei persoane este dezechilibrată, în dezordine sau în haos spiritual. Deci, trebuie să existe o ordine spirituală, trebuie să existe un minim de înțelegere a lucrurilor spirituale. Noi, lucrarea aceasta pe care o facem, că este vindecare, că este eliberare, că este scoaterea duhurilor, toate acestea sunt lucruri duhovnicești, nu pământești. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt armele firii și nu ne luptăm cu sabia și cu pistolul și cu... Sunt armele puternice în care Duhul Sfânt ne învrednicește, ne umple de putere. Este altă luptă, este altă lucrare. Și dacă în viața omului este un haos, el nu recunoaște lucrurile spirituale. Deci omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Fiindcă pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege. Deci câte vreme în viața omului este un dezechilibru, o dezordine spirituală, un haos spiritual, omul nu le poate înțelege și dacă nu le înțelege, nu le pricepe și nu le crede și așa mai departe. În al cincilea rând, există amărăciune și neiertare. Neiertarea este una dintre cele mai frecvente probleme care există chiar și în bisericile evanghelice, așa zisele bisericile pocăiților, care ar trebui să ierte. De fapt, noi știm și cunoaștem rugăciunea domnească Tatăl nostru prin care noi spunem, Doamne, iartă-mi greșelile mele, precum și eu iert pe cei ce mi-au greșit. Păi dacă tu nu ierți pe nimeni, cum aștepți să te ierte Dumnezeu? Și o să zici, păi de ce nevoie de iertare? Păi fără iertare nu se poate produce nicio vindecare. Câtă vreme există păcate în viața ta, Dumnezeu nu lucrează. Ca Dumnezeu să poată lucra, tu trebuie să-și ceri iertare și Dumnezeu trebuie să te ierte. De aceea, primul lucru pe care eu îl fac, cer iertare pentru greșeli, păcate fără de legi. Al doilea, fac dezlegare. Al treia, fac legare, scoaterea Duhului și apoi vine rugăciunea pentru vindecare și ungere și mai departe. Deci, dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă și dacă Dumnezeu nu ne iartă, nici nu ne vindecă. Înțelegeți? Deci, trebuie să vedem niște lucruri. Bun, alt aspect. Există durere sau vinovăție netratată. Sigur că în urma problemelor care le avem în viață, diavolul lasă anumite răni, lasă anumite probleme care ne afectează deciziile, afectează viața noastră, felul de a decide, de a judeca și... Sigur că este o vinovăție. Ne simțim vinovați, ne simțim neeliberați, am întristat pe Dumnezeu, am făcut rău celor din jurul nostru și nu am reușit să ne punem lucrurile în rânduială. Și câte vreme există o stare de vinovăție, de netratată, nevindecată, împiedică lucrarea vindecării. În celui căruia îi se slujește, crede că un creștin nu poate avea demoni sau se află sub o acoperire spirituală care susține un asemenea punct de vedere.
Ăsta iar este o lucrare foarte importantă. Chiar ieri stăteam de vorbă cu cineva. Păi zice, eu nu cred în blesteme. Păi treaba ta că nu crezi. Asta nu înseamnă că nu există. Pot eu să zic mult și bine, domnule, azi e duminică, seara, mâine, luni, nu răsare soarele. Că el răsare oricum. Că eu cred sau nu cred, că zic eu sau nu zic. Deci foarte mulți oameni sunt învățați greșit că nu sunt demoni sau că demonii nu pot să afecteze pe creștini sau că blestemele nu pot să afecteze pe creștini și așa mai departe. Și astea sunt învățături false, minciuni. Demonii există, e plin de dragi în biserici. Și nu-i mai scoate nimeni. Cu toate e că prima lucrare, prima poruncă pe care Domnul a zis-o, iată semnele care vor însoți pe cei ce cred. În numele meu vor scoate dragi, primul lucru. Dar nu-i mai scoate nimeni, că e plin de ei. Păi dacă nici nu crezi măcar că există dragi, dacă nici nu crezi în învățătura aceasta, dacă nici nu încerci să o practici, cum să-i scoți? Deci oamenii nu cred. Nu, eu sunt bine, dar el e bolnav. Din vârful capului până de plin de cancer și plin de bolă, dar el nu crede că sunt demon de cancer. Nu. Stai acolo, nu ești bolnav. Vedeți? Deci este important să credem că există acești demoni. Pot să zic 90% din bolile grele, incurabile, sunt cauzate de demoni, de spirite necurate. Alt aspect, persoana pentru care ne rugăm ascunde un păcat nemărturisit. Iarăși foarte greu. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem înainte de a ni se face consilierea de eliberare, slujba de eliberare, trebuie să ne mărturisim păcatele. Am spus, repet, cei care mă urmăriți și așteptați ca Dumnezeu să facă ceva în viața voastră, să intervine, trebuie să vezi cum stai cu păcatele. Păcatele nemărturisite stau acolo activ. Diavolul aduce pâră, aduce învinuiri zilnice împotriva noastră, ori de câte ori greșim și nu ne mărturisim, ne cerem iertare și ele stau în dosarul nostru. Și după ce se adună acolo teancul, zice, Doamne, dă-mi voie să lovești, după ce tu lovește-l. Înțelegeți? Deci sunt păcate nemărturisite, să fim foarte atenți. Deci mărturisirea este foarte importantă, mărturisire, iertare, dezlegare. Există încă legături sufletești păcătoase în viața persoanei consiliate. Păi categorică, păcatele nerezolvate, nemărturisite, au în continuare legături sufletești păcătoase, legături care diavolul le pune și de care noi trebuie să îi deslegăm pe oameni. Nu putem să facem deslegarea până când nu se produce iertarea și mărturisirea. Sunt tot fel de legături. Vă arătam situații, de exemplu, între persoane care trăiesc în păcatul curviei sau prea curviei. În momentul când un bărbat și o femeie se împreunează, au un act sexual, între cele două persoane se deschide un canal de legătură care rămâne până la sfârșitul vieții, deschis între cele două persoane. Dumnezeu îi vede una. Doar prin mărturisire, prin cerere de iertare, prin dezlegare, se poate rupe canalul de legătură. Deci există legături care încă n-au fost rezolvate și Dumnezeu nu vindecă. Dumnezeu nu intervine. Alt aspect, persoana consiliată fie se află sub, fie folosește domnia și controlul păcătos. Deci se află sub dominație demonică. Încă sunt duhuri care controlează porțiuni din viața omului. Dacă vă aduceți aminte, prima rugăciune pe care am făcut-o a fost ca să îi dăm Domnului Iisus Hristos autoritatea de plină. O intitulam Domnia lui Iisus în fiecare domeniu din viața persoanei consiliate. Domnia lui Iisus în fiecare domeniu. Și acolo arătam că Domnul trebuie să fie Domn în al minții, al gândurilor, al emoțiilor, al sentimentelor, ale relațiilor, ale voinței noastre, deciziilor noastre, trupului, sufletul, lucrurilor noastre, ale muncii, casei, familiei, bunurilor, tuturor relațiilor noastre. Adică sunt atâtea aspecte ale vieții noastre și Domnul Iisus Hristos, El vrea să fie Domn în toate aspectele. Problema este că oamenii vor în general să fie independenți.
Și Dumnezeu zice, vreau ca să depinzi de mine. Pentru că aminte că cu ani în urmă aveam o lucrare care Domnul îmi spunea, vreau să depinzi în totul lui tot de mine. Și oamenii nu vor. Dom'le, eu, păi cum să depind eu de Dumnezeu? Păi eu stăpânul meu, eu independent, Dom'le, eu nu dau socoteală la nimeni, eu fac ce vreau. Și zice cuvântul, voi nu mai puteți face ce vreți. Că nu mai sunteți ai voștri, ați fost răscumpărat cu preț de sânge. Aparțineți Domnului Iisus Hristos. Ei, oamenii nu vor să fie sub domnia lui Hristos. Mai bine preferă să fie sub domnia întunericului. Oamenii nu știu. Ori slujești diavolului, ori slujești lui Dumnezeu. Ori ești în împărăția întunericului, ori ești în împărăția luminii. Undeva ești. Ori ești sub blestem, ori ești sub binecuvântare. Undeva ești. Înțelegeți? Da, oamenii nu știu, nu acceptă și categoric atunci Dumnezeu nu lucrează. Alt aspect. În persoana slujită sau în cei apropiați persoane există puteri oculte a căror control nu a fost încă îndepărtat. Deci, în persoana căruia ei se slujește sau persoana consiliată sau în familia ei, în cei apropiați, există puteri oculte, duhuri care au intrat în viața acelei persoane în urma activităților oculte, cum ar fi vrăjitoria, ghicitoria, chemarea morților și alte și alte practici oculte sau care folosesc direct puterea întunericului, puterea duhurilor. Înțelegeți? Nu trebuie să fii tu, trebuie să fie mama ta, părinții tăi, cineva din casa, familia ta și are o putere și o influență. Avem un caz în Timișoara, o soră care, mama ei, cu toate că era pentecostală, se ocupa împreună cu soră de ei cu probleme de vrăjitorie. Ei, ea a murit, sora în vârstă, însă duhurile acelea care au fost peste ea au venit peste fiica ei. Și îmi spune, zice, ce a fost peste mama acum este în mine. Vă dați seama? Vă spuneam aspectul ăsta care e destul de periculos, numai așa se întâmplă, atunci când o persoană este dominată de anumite duhuri din astea puternice, cum sunt duhurile de vrăjitorie, duhuri oculte, și este pe moarte, în momentul când ea moare, duhurile acelea trebuie să părăsească trupul ei mort și să intre în altcineva. Și, în general, caută persoanele apropiate de persoana respectivă și dacă ești la căpătâiul mortului atunci când persoana respectivă moare, este cu foarte mare posibilitate ca acele duhuri să intre în tine. Și apoi te lupți tu cu ele. Și când termin tu, viața intră în copilul tău, în urmașii tăi. Și uite așa se duce diavolul generații după generații. De aceea este foarte important când stăm la căpătâiul unor oameni muribunzi și care știm că au folosit anumite lucruri oculte, să ne rugăm ca protecția Duhului Sfânt să fie peste noi. Dacă suntem copiii Domnului, Doamne Iisuse Hristoase, te rog să pui o gardă de înger păzitor, te rog să mă îmbraci cu armătură, cu protecție, te rog să oprești, Doamne, ca aceste duhuri care vor ieși din persoana care știm că urmează să moară sau trage să moară, să nu cumva să intre în mine. Trebuie să fim conștienți, dar dacă nici nu cunoaștem aceste lucruri, nici nu le știm, nu ne învață nimeni, nu ne spune nimeni, stăm acolo ca fraierii și duhurile folosesc o intrare legală, fiindcă tu ești urmașul celui ce moare. Deci, atenție și la acest aspect. Bun, mergem puțin mai departe. La locul de slujire, alt aspect, acolo unde se face slujirea de eliberare, ungerea este slabă sau inexistentă. Ce este ungerea? Puterea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt, puterea îngerilor sau a Duhului Sfânt nu este sau este foarte slabă. Din ce cauză? Datorită necurăției locului, a clădirii sau organizației care și-a desfășurat anterior activitatea acolo. Unii o să ziceți, Domnule, păi cum, și asta are o influență? Uitați-vă în practica Domnului Iisus Hristos și în practica apostolilor, că atunci când se făceau anumite lucrări, slujiri de înviere din morți sau de vindecare,
îi scoteau pe toți afară. Necredința unei persoane, când tu vrei să faci o lucrare de slujire, poate să afecteze slujirea ta și să împiedice lucrarea și să fie ca ceva care suge puterea din tine. Un om care nu crede și pe lângă aia mai este și însoțit de alte duhuri și stă în prezența ta când tu vrei să faci o lucrare, poate să-ți afecteze lucrarea și să te împiedice să faci lucrarea. Zice că Domnul Iisus Hristos, când a fost în zona de unde El era născut, n-a putut să facă multe minuni și semne din cauza necredinței lor. Domnul Iisus. Deci trebuie să fim atenți atunci când facem lucrarea. Dacă nu sunt oameni cu care să ne unim în credință și să ne crească puterea de a ne ruga pentru un bolnav, mai bine scoți afară din camera respectivă. Nu, acum, dacă în camera respectivă este necurăție, sunt tot felul de obiecte oculte, sunt tot felul de lucruri care dau permisiune duhurilor necurate să fie acolo, iar este foarte greu. Deci ești pe un teren minat. Ești pe terenul diavolului și nu vei putea să faci lucrarea, sau dacă o faci, o faci parțială și ești afectat, simți că e sub de putere, că nu poți, că n-ai, simți că ești legat să poți să faci lucrarea, fiindcă ești pe un teren al diavolului. Deci asta poate fi una dintre motivele, pentru că de aceea când te duci să faci o lucrare, întâi trebuie să curățești terenul, să pregătești terenul, să sfințești terenul, să vedeți că o să prezentăm în emisiunile viitoare cum putem să eliberăm casele. O casă poate să fie bântuită, o casă poate să fie sub blestem, așa cum este un om. Pot să fie anumite firme, organizații care, peste care este un blestem și nu se poate, domnule, nu înaintează nici cum, nu se poate face un progres financiar, totul merge prost, totul nu-i faliment și nu merge bine. Ei, și acolo poate să fie un blestem pe o organizație. Și acolo trebuie cercetat, făcut binecuvântare, rezolvate problemele, mărturisite păcatele care... Sau, de exemplu, a fost o firmă care au făcut numai hoții și numai tot felul de înșelăciuni și tu ai cumpărat firma respectivă. Să zicem, s-a pus de vânzare că nu merge, ai cumpărat-o și vrei să o restabilești și să o faci să meargă. Ei, nu merge, fiindcă acolo s-au produs niște păcate foarte grele. Tu trebuie să vii acum să mărturisești păcatele pentru cei care le-au săvârșit, să faci curățenie, să se facă sfințire și apoi să o iei de la zero cu nou început, cu sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Sau sunt case în care s-au săvârșit crime, s-au săvârșit tot felul de urgii, s-au făcut tot felul de pornografii și așa mai departe. Vii și o cumperi. Hei, diavolul e stăpân acolo. Nu poți să dormi, ești afectat. Mă suna o persoană din Germania că a cumpărat o casă și noaptea vine diavolul și o strânge de gât, îi pune pătura pe ea, s-o sufoce și ce să facă? Păi se trebuie făcută eliberare la casa respectivă. E o casă demonizată, e o casă bântuită de duhuri. O trebuie să facă eliberare, să facă mărturisire, ungere și așa mai departe. Facem și lucrarea asta. Înțelegeți? Că este aceeași lucrare. Duhurile pot să fie în om sau să fie într-o casă. Sau sunt obiecte necurate, sunt obiecte demonice acolo. Noi am avut o experiență, eu ca și familie, cu 20 de ani în urmă aproape, poate nu chiar de vreo 18 ani sau cât eram în America și am avut o casă mai mare care era la ocean și am început lucrarea în România și am hotărât cu soția, zic, măi, nu are rost să ținem casa asta mare cu piscină și mai departe. Și domnule, zic, o vindem. În America sunt foarte, foarte mari impozitele la casele scumpe și asigurările. Nu poți să stai pe asigurare, se întâmplă ceva și sunt foarte scumpe. Și bă, zic, dăm o grămadă de bani pe acest lucru și noi eram mai mult în România. Începusem lucrarea în România, eram aici mai mult și zic, băi, ce facem? Și am vândut casă. Zic, băi, cumpărăm o casă, nu la apă, ci undeva într-un cartier bun tot, dar să fie ceva mai ieftină, să nu plătim așa multe impozite și asigurări și mai departe. Și am cumpărat casă de la un bătrân care, numai bine, o cumpărase și el de la o vrăjitoare, vă dați seama. Deci în casa aia s-au practicat niște ședințe oculte de vrăjitorie. Și am intrat noi exact acolo, ca musca în lapte.
și am cumpărat-o cu tot ce era în ea. Că bătrânul nu a mai putut să o... El o luase de la aia cu anumite mobiliere și ce era în ea. Noi am luat-o de la el, că el a zis că el merge, copiii l-au dus la un azil de bătrâni, că nu mai putea să se întreține, murise nevastă, s-a rămas singur și aveau parcă doi copii, l-au băgat la un azil de bătrâni și au rămas tot acolo. L-am luat, am cumpărat cu mobilă, cu tot ce a fost în casă. Nu, acum au început atacurile demonice noaptea și nu vă pot povesti, este o istorie întreagă. Simțeam că mă strânge de gât, simțeam că ce? Și animalele veneau. Veneam tot fel de animale la ușe, pisici care veneau și... Adică a fost un coșmar. Nu știam. Eram la început de lucrare. Nu eram învățați cu astfel de lucruri. Dumnezeu ne-a trecut printr-o școală grea acolo, prin care am învățat. A trimis Dumnezeu un om, un slujitor care să facă dezlegare, să scoatem obiectele, să le ardem, să le nimicim, să facem sfințirea casei. Lucrare foarte grea. Dar am făcut-o. Și se poate face. Și Dumnezeu ne-a arătat că, uite, sunt astea lucruri adevărate. Intri într-o casă blestemată, e sub blestem. Calci pe un obiect blestemat, ai călcat pe blestem. Ai aduci un obiect blestemat în casă, casa ți-e blestemată. Deci sunt atâtea lucruri care oamenii n-au habar de el. De ce crezi că vrăjitorii vin și bagă în perne, sau spune sub ușe, sau spune sub prag, sau să aruncă în casă, sau aduci un obiect? Asta e practica care se face. Și zilele noastre sunt vrăjitori care fac pe poză, pe un fir de păr, pe o haină de-a ta sau pe altceva, pe o păpușă sau pe... Și fac tot felul de lucruri care te pot afecta și pot să aducă moarte. Sunt atâția care, iau, domne, te bagă în pământ și te bagă în pământ. Dacă nu știi ce să faci și nu știi cum să reacționezi și cum să chem protecția Domnului, sunt vrăjitori care te pot omorâ, te uși pe picioare și nu știi de ce și mori. Că blestemul e de moarte. Înțelegeți? Sunt lucruri adevărate. Oamenii nu le cred, aia e treaba lor. Există, sunt și vor mai fi. Bun. Deci, am arătat că locul de slujire este murdar, este întinat și nu este un loc în care să poți să-ți faci lucrarea. Alt aspect. Există un abuz sau o rană emoțională ascunsă care are nevoie de vindecare. De exemplu, sunt persoane care au fost violate. Am atâtea cazuri și mă minunez și, ce să zic, mă doare, dar copii mici, în special fete, 10-12 ani, care au fost încredințate bunicilor sau unui unghi sau cuiva, că părinții au plecat la muncă în altă parte, sunt violate. Oameni care nu pot, sunt animale. Violează niște copii mici, ei, copilul ăla rămâne cu niște urmări groaznice. În inima lor este ceva care nu vă imaginați. Am avut un caz greu de tot, unde mama unei fete, o femeie, o curvă, că nu pot să zic altceva, veneau la ea tot felul de bărbați și ieșea din camera ei și le trimiteau în camera fetei, care avea 10 ani sau 12 ani. Așa ceva, eu încă n-am întâlnit. O femeie atât de afectată și traumatizată, tânăra asta, cum avea vreo 25 de ani și urma blestemul peste ea. S-a căsătorit cu un nenorocit de bărbat care o lua și aducea bărbați. Aducea el bărbați, ca și o forța pe ea, o droga, o îmbăta să se culce cu ea și el să vadă. Oameni bolnavi, 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 bolnavi. Și femeia asta a ținut în ea, până la vârsta de 25 ani, toate aceste greutăți care îi măcinau sufletul și inima. Și când a început să se descarce și să mărturizeze, plângea în hohote și plângea și plângea și plângea. Și fă-i, frate, dezlegare și fă-i eliberare și roagă-te pentru ea. Și alții o acuzau, că e o curvă. Bă, stai, bă, să vezi ce-i cu fata asta, că ea era o victimă a memei ei, a familiei, a implicării soțului ei, un nenorocit. Era o victimă. Și alții o batjocoreau și o criticau, că ce, mă, te rogi pentru o curvă? Mă rog și pentru o curvă. Și de fapt, ea era manipulată de duhuri necurate care au intrat în viața ei încă de la vârsta de 10 sau 12 ani. Vedeți? Oamenii judecă, oamenii nu văd, bă, e un suflet. Avem datoria să,
să ne rugăm, să intervenim, să-i ajutăm, să-i eliberăm. Are și ea dreptul să trăiască, are și ea dreptul să se bucure, a vrut să-și ia viața nu știu câte ori. Și-a tăiat venele, a luat tot felul. Adică se vede că nu mai poate scăpa, a intrat într-o cursă unde nu mai este ieșire, nimeni nu ascultă, nimeni nu înțelege, nimeni nu crede. Înțelegeți? Și mulțumesc Lui Dumnezeu că am putut să fac ceva pentru ea. Deci sunt cazuri în care te minunezi prin ce trec unii oameni, prin ce violuri, ce nenorociri, ce bătăi, ce lucruri care afectează viața. Și acolo unde nu s-a produs o eliberare, unde există aceste abuzuri, răni emoționale ascunse, nu se poate face vindecarea până când nu se face eliberarea respectivă. Există blesteme de boală sau de moarte care încă acționează. Există încă blesteme active de moarte sau de boală care încă nu sunt rezolvate. Deci ca omul să poată fi vindecat, noi trebuie să rupem blestemul, să rupem legătura, să scoatem Duhul. Până când Duhul este încă în om, omul nu poate fi vindecat. Vindecarea cu ungerea este ultimul pas. Problema că frații noștri din biserică se duc și fac ungere și gata. Nu, mă, frate, aia e ultima problemă. După ce ai rezolvat problema blestemului, s-a rupt, ai rupt legăturile, ai scos duhurile, de-abia atunci te duci și faci ungerea și vezi vindecarea. Până atunci nu se produce vindecare. Înțelegeți? Este înțeleasă greșită lucrarea. Nu s-a confruntat păcatul și sau demonizarea ereditară. Din nou, nu se înțelege și nu se crede că sunt anumite păcate care vin pe linie genealogică. De exemplu, păcatul de curvie, prea curvie, se duce 10 generații. Altele se duc 3-4 generații. Dar ce se întâmplă? Diavolul, înainte de a-i expira mandatul, el vine și renoiește păcatul prin următoarele generații. Nu? Să, de exemplu, are 4 generații să-și facă lucrarea. Dar în a treia sau în a doua sau a patra, el repetă același păcat cu următoarea generație. Și se mai duce 4. Și când ajunge la, iară la a doua, la a treia generație, se renoiește păcatul, că diavolul știe ce să facă. Și se mai duce 4, se mai duce 4 și nu se mai termină niciodată. Am văzut cazuri de duhuri într-o persoană de 40 de generații. Am auzit cu ochii, am văzut cu ochii și am auzit cu urechile mele. Era o femeie, o americană, care era într-o situație de exorcizare ca să scoate duhurile de un frate american, Bob Larson, un om deosebit al lui Dumnezeu, cu putere, și după ce se luptă omul ăsta și scoate o grămadă de duhuri de ea, la un moment dat vine un duh care vorbea în limba română. Eu am înțeles, el n-a înțeles. Eu am înțeles că vorbea într-o limbă română. Nu ies din ea. Am drept de 40 de generații. Am făcut un calcul de pe vremea lui Vlad Țepeș. Vă dați seama? Era un duh care vorbea în limba română și asta era în America, deci eu știu câte generații era acolo, de nici nu știa că de fapt cineva din strămoșii ei au fost poate în români și au ajuns în America și asta era de pe vremea lui Vlad Țepeș. Vă dați seama, duh care vorbea în limba română. Nu ies că am dreptul de 40 de generații. Lucruri adevărate, dragii mei, nu le credeți, e treaba dumneavoastră. Eu le-am văzut, le-am pipăit și le înțeleg și le cred. Bun. Există o frângere interioară cauzată de o traumă, de o nevoie, de o vindecare mai profundă. S-a produs un accident. S-a produs moartea unei persoane dragi. Ai avut un copil, ai avut soția, cineva a murit, a fost o tragedie. Și a rămas marcat, a rămas afectat de acel eveniment, de acea tragedie. N-ai rezolvat problema. Sunt oameni care poartă dureri în suflet de 20 de ani. N-a spus la nimeni, nu s-a eliberat, nu s-a mărturisit la nimeni și are o boală și vine să fie vindecată și Dumnezeu nu vindecă. Păi de ce nu se vindecă persoana asta? Și când omul începe să se destăine și începe, eu în general când stau de vorbă cu anumite persoane, totdeauna am în mână un caiet, o foaie și încep să întreb. Ce știi? Ce probleme sunt? De unde vin? Ai fost așa? Cum? Știi ceva de tata, de mama, de cutare? Și încep să scriu.
Că încetul cu încetul omul începe să destăinuie și dă drumul și fac tot fel de legături și îmi dau seama câte probleme sunt și câte legături sunt și de multe ori nu ai timp. Să cere timp ca să stai de vorbă cu cineva și să vezi toate problemele, să analizezi, să faci o ședință, să mai face una, să mai face una. Înțelegeți? Nu poți să faci dintr-o dată o eliberare completă, special când e o persoană afectată foarte, foarte grav. Bun. Alt aspect. Persoana considerată refuză să recunoască problema cu care se confruntă. Sunt persoana care este, le este rușine. Dom'le, eu sunt posedat de niște duhuri de sexualitate, de pornografie. Îi este rușine să-l dea pe diavolul de gol și refuză să recunoască. Dom'le, aici, nu mere bine, sunt bolnav, am cancer, da. Eu sunt bine. Mă, nu-i bine, mă, ceva există. Nu se poate cancerul ăla să fie acolo, s-a apărut așa dintr-o dată. Există o cauză sau epilepsie sau altceva, există ceva. Oamenii nu vor ascunde anumite păcate. Le este rușine să le mărturisească, le este rușine să spună. Mă, dacă ai greșit, dă-l pe diavolul de gol, mărturisește, cere iertare. Deci sunt persoane care țin ascuns anumite păcate. Eu, de exemplu, când mă rog pentru unii dintre voi, de multe ori Dumnezeu mi-arată anumite lucruri. Nu pot să le spun totdeauna, nu pot să fac de râs omul. Nu mi-este îngăduit să spun tot ce văd. De multe ori văd foarte multe lucruri, dar nu le înțeleg nici eu. Înțelegi? Atunci, tac, mai bine tac din gură, decât să spun ceva care nu sunt sigur ceea ce spun. Alt aspect, persoana consiliată a făcut un jurământ interior la care trebuie să renunțe. Sunt persoane care, de exemplu, am înțeles că toți ăștia care vor să fie Tony Plus, cum zic americanii, peste 20 de milioane, că sunt cântăreți, că sunt artiști, că sunt tot fel de oameni de ăștia care vor să apară și să fie famous, cum zic americanii, să fie mare faimă, ăștia încheie pact cu diavolul, își vând sufletul diavolului sau încheie un legământ, domnule, eu și copiii mei și tot ce este după mine vom sluji ție. Și nu aveți nicio problemă, îți dau 20 plus, îți dau 20 de milioane, câștigi. Și ajung foarte mari artiști, cântăreți și nu mai vezi că mor subit, supra-drogat sau să sinucit sau să aruncă de la etaj sau alte lucruri. Că au încheiat un legământ cu diavolul. Sau părinții lui sau bunicii lui au încheiat un legământ. Sunt niște legături sau fost niște jurăminte că își închină copiii în slujba diavolului, așa cum noi ne închinăm copiii în slujba lui Dumnezeu. Alt aspect, persoana considerată nu se supune la ceva ce Dumnezeu i-a cerut să facă. Dumnezeu cere anumite lucruri și sunt persoane care vor să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, însă vor să împlinească doar parțial. Bă, vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar numai aici, aici, pe partea asta, la altă, nu vreau să mă supun. Dacă nu vrei să te supui, Dumnezeu nu lucrează. Bun, mă opresc aici, mai am câteva aspecte, o să le continuăm după pauză, fiindcă este deja, suntem în finalul primei ore. Aș vrea să vă prezint și în această seară o cântare frumoasă, o cântare spre slavă lui Dumnezeu, înregistrată în Biserica Maranata, se cheamă Cânt Aleluia Jehova. Vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip. Mărire ție, Doamne Dumnezeule, Jehova, Eternul Creator, slavă ție! Jehova Elohim, Eternul Creator, Jehova Adonai, Domnul puternic, Jehova Shama, stâncea veacurilor, El e Jehova, Domnul cel mai iubit. E marele eu sunt, Tatălui Avram, Jehova Shalom, Domnul păcii, Domnul Israel, cel fără de sfârșit. E Jehova cel ce m-a vindecat. Cânt aleluia, cânt aleluia, cânt aleluia, aleluia. E Jehova, Domnul puternic, e Jehova, Domnul ce
Stimați telespectatori, iată-ne din nou împreună în a doua parte a emisiunii Miracolul Creștin. Pentru cei care poate ați deschis mai târziu televizoarele, urmăriți emisiunea Miracolul Creștin, o emisiune de suflet. Suntem în a doua parte a emisiunii noastre cu subiectul Fundamentele Slujirii de Eliberare. Suntem la a șaptea emisiune și astăzi am încercat să prezentăm câteva dintre motivele de ce unii oameni nu sunt eliberați sau vindecați. Și încercam să arăt, aici sunt multe aspecte care le-am tratat în seara, această seară, mai avem încă vreo câteva, că aș vrea să încheiem și partea aceasta, și apoi o să încercăm să preluăm și ceva telefoane, să ne rugăm. De multe ori este criticat lucrătorul, adică eu, sau știu ce altceva, bă, domne, o veniți o ruga pentru mine și n-am fost vindecat. V-am spus, practic, treaba asta de multă vreme, rata vindecării este destul de scăzută, vă spuneam cam de 20%, deci înseamnă că dacă mă rog pentru 10 persoane, 2 să vindecă și 8 nu, și încă o dată repet, nu cred că sunt eu de vină, nici Dumnezeu, ci este persoana care este consiliată, pentru care ne rugăm. Și aici, în această seară, așa cum ați văzut, am încercat să vă prezint câteva dintre motivele, cauzele, mai avem câteva. În timpul cât s-a vizionat videoclipul, am stat de vorbă cu operatorii noștri. Deci, cei care vreți să mergeți în urmă și să vizionați unele dintre emisiunile mele care au fost deja, emise, este foarte simplu, trebuie să intrați pe Capital TV și acolo la Capital TV intrați pe Miracolul Creștin. Și acolo le vedeți toate emisiunile și ele sunt puse în după data. Noi, de exemplu, astăzi avem slujire numărul 7, dar nu o să o vedeți cu numărul 7, le vedeți acolo după dată. Și o să știți că dacă una a fost în 14, aia, alta a fost în 21, aia a fost nu știu cât, de știți cum au fost emisiunile. Deci intrați pe Capital TV, intrați pe Miracolul Creștin și vă uitați la dată și de acolo vă dă un link, vă dă o legătură și vă duce pe YouTube și puteți să urmăriți în reluare emisiunea sau puteți să o căutați direct, Miracolul Creștin, pe YouTube și acolo să vedeți toate emisiunile. Sunt multe emisiuni, nici eu nu știu câte. Eu nu le urmăresc, că n-am nevoie să le mai revăd, dar pentru cei care vor să le urmărească, să și le înregistreze sau să puteți să opriți și să vă uitați și să vă scrieți acele rugăciuni care să le puteți repeta sau să le folosiți pentru alții, aveți această posibilitate să intrați pe
emisiune trecută, arhiva emisiunii trecute și să le puteți revedea ori de câte ori doriți. Acum, fiecare emisiune se dă în reloare de 3 ori, după câte eu știu. Avem miercuri dimineața, avem sâmbătă seara și avem și duminică dimineața, emisiunea dată în reloare. Acum, duminică seara, este emisiunea în direct de la 8:30, de la 20:30 până la 10:30. Bun, haideți să continuăm un pic cu... Mai avem câteva aspecte aici și apoi o să anunțăm când o să dăm posibilitate să intrăm în direct. Alt aspect foarte important, persoana slujită sau consiliată nu dorește cu adevărat să fie vindecată. Și o să ziceți, cum așa? Păi uite, vă dau exemple. Sunt persoane care sunt robite de anumite vicii, cum ar fi băutura, fumatul. Și vin la mine, domnule, vreau să mă scap de fumat. Domnule, dacă dorești sincer, din toată inima, renunți verbal la dreptul acesta pe care diavolul are asupra ta, renunți la fumatul acesta, eu pot să-ți fac lucrarea într-o singură ședință. Să leg duhul, să-l scot imediat afară. Dacă tu nu dorești sincer, diavolul știe. Eu zic, Doamne, de ce nu iasă Duhul? Și zice diavolul, păi îi place, Doamne, el se complace în păcatul respectiv, îi place fumatul, îi place băutura. Deci dacă tu sincer nu vrei să fii scăpat, sau sunt oameni ca, de exemplu, astăzi fac un păcat, vorbesc, sunt beată, își cer iertare, dar mâine sunt beată iară și iarăși cer iertare. Deci nu ajunge să ne cerem iertare. Trebuie să ne pocăim de păcatul respectiv. Și ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți pară rău și să nu mai faci. Degeaba eu tot mă îmbet în fiecare seară și îi cer Domnul iertare și mâine, băi, nu mai gata. Trebuie să-ți impui o disciplină. Dacă eu în fiecare seară mă duc în anumit bar sau în anumit restaurant și știu că acolo dau de 2-3 prieteni și am tot am dau de but până mă îmbată, Domne, nu mă mai duc acolo. Dacă treci pe o stradă și știi că acolo sunt niște oameni rei și te bate fiecare dată, păi nu mai te duci pe strada aia, Domne, că te bate. Deci trebuie să existe o anumită disciplină, o anumită dorință și în felul acesta poți să fii eliberat. Deci sunt anumite persoane care nu doresc să fie complet. Ele zic, da, Domne, vreau să mă scap și eu de viciul ăsta, dar lui îi place, se complace în el. Și atunci nu se poate face vindecarea. Alt aspect, persoana slujită nu se află sub o autoritate corectă. De exemplu, eu mă duc într-o biserică. Dacă încerc să fac o lucrare în biserica respectivă și nu mi este îngăduit să fac lucrarea, nu sunt sub autoritatea păstorului care este acolo, nu pot să fac lucrarea. Cei care știți că ați fost veniți în vizită în biserica noastră sau v-am făcut anumite vizite acasă, una dintre lucrurile pe care v-am spus să le declarați este: Doamne Iisuse, dau autoritate fratului păstor Marius Ațigan să-mi facă dezlegare, să-mi facă ungere și mai departe. Deci trebuie să am autoritate spirituală peste voi. Dacă nu am această autoritate, nu pot să fac lucrare. Duhul zice, cine ești, mă, tu? Cine îți dă ție dreptul să mă legi pe mine? Și aici e o problemă foarte importantă. Deci să fie lucrarea autorității bine pusă la punct ca să ai autoritate peste persoana respectivă care este consiliată. Alt aspect, dacă te duci într-o biserică, de exemplu, și în biserica respectivă încerci să faci această lucrare, dar biserica respectivă nu crede, nu practică, lucrarea aceasta nu poți să o faci. O să ai o respingere totală. De aceea eu, dacă mă duc undeva, dacă nu mi se dă voie, nu sunt bine primit, nu sunt acceptat cu lucrarea aceasta, și adevărul este că foarte multe biserici nu acceptă lucrarea aceasta de eliberare. Nu voi putea, nu o să am niciun succes acolo, să pot să fac lucrarea. Sigur că în alte părți există legalismul, tot felul de probleme. Domne, noi nu credem, noi nu vrem, nu-i legal, nu-i bine. Nici acolo nu se poate. Alt aspect, există amintiri care trebuie deblocate. Oamenii trăiesc cu
este o vorbă, am trăit din amintiri. Sunt foarte mulți oameni care sunt afectați de anumite amintiri care le controlează în continuare viața. Oamenii trebuie să renunțe la cele amintiri, la cele evenimente care s-au întâmplat în viața lor, că sunt controlate ca și emoții, ca și gândire. Și emoțiile, gândirea contează foarte mult în slujirea de eliberare. Emoțiile, gândirea. Alte persoane există o pasivitate totală. Mă, pot să mă rog pentru tine? Apoi dacă vrei, roagă-te. Păi omule, tu vrei să fii vindecat? Apoi dacă vrei, roagă-te și pentru mine. Adică există o pasivitate, este o totală indiferență. Dacă vrei, roagă-te, dacă nu, dar tu nu vrei, păi eu știu. Păi, categorică nu se întâmplă nimic. Este nevoie de dorința omului. De exemplu, sunt părinți care își aduc copiii ca să fie eliberat și el de fapt nu vrea nimic. M-a adus mama, m-a adus tata și pe mine a zis să viu, să te rogi pentru mine. Păi tu nu vrei, păi eu știu, nu știu. Vedeți, deci trebuie să existe voința omului, dorința omului, colaborarea omului cu lucrătorul, cu slujitorul care face lucrarea. Ei, mai sunt și două aspecte și cu asta încheiem. Nu este timpul lui Dumnezeu. Asta e unul dintre lucrurile foarte important. Am avut un caz, o persoană mă cheamă, o femeie, să mă duc să îi fac ungere la spital. Era bolnav. Și ceva așa, nu totdeauna întrebă Domnul, dar de data asta am simțit că ceva nu e în regulă și zic, Doamne, ce să fac cu femeia asta? Era o soră în Domnul. Să mă duc sau să nu mă duc? Și Domnul zice, nu te duce. Ea ce se întâmplă? Ea avea soțul bolnav și trăia în prea curvie cu altul. Și ea la soțul. Și Domnul i-a dat o năielușe și i-a dat o boală și era o pedeapsă din partea Domnului. Și Domnul, nu te băga, că aici nu iau a mea. Eu am îngăduit, stai pe loc. Și îi spun, nu i-am spus că ce, eu știam despre ce vorba, dar nu i-am spus, zic, uite, soră, care e problema? Nu mi-este îngăduit să vin să-ți fac ungere. Cum, frate? Nu vii să-mi faci ungere? Păi chema alți păstori, cheamă alți păstori, câți vrei cheamă-i. Dacă nu-i Dumnezeu în lucrare, nu te va vindeca niciun păstor, poate să te tot ungă. Înțelegeți? Deci poate fi că nu este timpul lui Dumnezeu. Sau sunt anumite lucruri care Dumnezeu îngăde. Pavel, de exemplu, a avut un țepuș, a avut o boală în trup. S-a rugat de 3 ori și Domnul zice, Pavele, harul meu ți este de ajuns, stai cu țepușul pe tine. Sunt anumite situații în care Dumnezeu nu vrea, fiindcă nu este timpul lui Dumnezeu. Nu-i hotărât încă. Sau sunt situații când, și ăsta este ultimul aspect, persoana suferă o boală incurabilă și a sosit timpul pentru a se pregăti să întâlnească pe Domnul. Sunt situații în care Dumnezeu le dă o boală și prin boala aceasta Dumnezeu face o curățire, face o sfințire și omul trece la Domnul. Deci nu putem să trecem nici peste voia Dumnezeu. Noi putem să mijlocim, putem să ne rugăm pentru persoana respectivă și unul dintre cele mai importante aspecte este să îi facem o deslegare înainte de moarte. Dumnezeu mă folosește pe linia asta și m-a folosit de multe ori. Poate v-am mai spus lucrul ăsta, când Dumnezeu mă trimitea la spital sau acasă la oameni muribunzi care sunt pe ultima sută de metri, unii chiar poate sunt inconștienți, sunt în comă și Dumnezeu, du-te, fă-i o dezlegare, că e gata. Și i-am făcut dezlegarea și la scurtă vreme omul a trecut în veșnicie. Deci și asta este alt aspect în care, iară, nu putem să trecem peste planul și voia lui Dumnezeu. Ne ducem, ne rugăm, facem dezlegarea, facem o ungere, dacă o facem ca o finală, lucrare finală și în scurt timp omul este, trecut în veșnicie. Așa, mi se spune din, noi avem aici un monitor care îl privim și prin felul acesta stau de vorbă cu operatorii noștri. Deci, mi se spune din studio următorul lucru care vreau să-l înțelegeți, fiindcă se fac niște confuzii. Emisiunea în direct, așa cum am amintit și altă dată, este doar duminica. Deci, duminică seara este emisiunea în direct.
emisiunile care sunt pe parcursul săptămânii, respectiv miercuri, sâmbătă, duminică dimineața, sunt emisiuni în reloare. Nu, acum, ceea ce se întâmplă, operatorii noștri sunt bombardați cu telefoane în timpul emisiunilor în reloare. Nu mai sunați în timpul săptămânii că nu puteți vorbi cu mine. Eu nu sunt aici. Emisiunea este în reloare. Deci singura zi în care puteți să mă sunați în direct este duminică seara, când o să anunțăm că suntem gata să preluăm telefoane. Restul, când emisiunea este reluare, chiar dacă operatorul este în studio, chiar dacă telefonul funcționează, eu nu sunt aici. Și atunci nu puteți să stați de vorbă. De asta am încercat să lămurim lucrurile astea, fiindcă săracii se simt bombardați de telefoanele dumneavoastră și eu nu sunt aici. Înțelegeți? Deci vă rog frumos să încercăm să respectăm acest lucru și să nu mai sunăm că n-aveți cu cine vorbi. Bun. Încă un minut și o să pregătim să intrăm în direct. Ca de obicei, vreau să vă citesc din Isaia, că trebuie să folosim măcar câteva versete. Prorocul Isaia este cel ce ne transmite și ne spune despre ceea ce Domnul a obținut pe crucea de la Calvar. Deci noi venim și cerem Domnului anumite lucruri și facem lucrarea de dezlegare, eliberare, vindecare, iertare, bazat pe ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a câștigat pentru noi toate aceste lucruri prin jertfa Domnului. Și spune cuvântul în Isaia 5:3, zice: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care de pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți sau vindecați. Foarte important. Nu există boală care nu poate fi vindecată prin rănile Domnului. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Deci, iată, indiferent ce sunt păcate, fără de legi, nelegiuiri, boală, suferință, indiferent ce este, totul a fost plătit cu un preț de Domnul Iisus Hristos pe crucea de la Golgota. Doar încă o dată mai fac un anunț și apoi ne pregătim de a prelua telefoane. Deci, pe data de 17 noiembrie, tentativă de vizită la Deva, iar pe data de 24 noiembrie, sâmbătă, tentativă de vizitare, dacă nu ninge, sau știu, Doamne, se întâmplă ceva și nu putem să ajungem, pentru Timișoara. De 17 Deva, 24 Timișoara și apoi o să încheiem lucrarea pe anul acesta. Bun, o să rog regia tehnică să anunțăm, să afișăm telefonul telespectatorului aici în studioul Alba Capital TV, 0358 101 909. Ceea ce vă mai rog să fiți atenți atunci când mă sunați, să încercați să închideți volumul televizorului sau ieșiți pe hol sau mergeți în altă cameră, fiindcă altfel se produce un efect care se cheamă microfonie și noi semnalul de aici, de la Alba, merge la Petroșan și de acolo este transmis și se produce o întârziere de semnal și nu ne mai înțelegem om cu persoană. Deci, vă rog, închideți volumul televizorului și în felul ăsta vorbim direct la telefon. Bun, să preluăm un prim telefon. Elena din Petroșan. Bună seara, Elena! Bună seara, domnul Marius Hațeg. Vă rog frumos, cu ajutorul dumneavoastră, în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu, da, și al dumneavoastră, cred că nu greșesc expresia. Așa. Să vă mai rugați și pentru mine, pentru sănătatea mea, copiilor mei. Am o fată care e la serviciu și cam are probleme, nu prea se descurcă la serviciu, e pusă pe un nou post, deci niște probleme care nu știe ce să facă, are o vârstă, deci e foarte greu. Am o nepoată gravidă care nu se simte deloc prea bine, una o am departe care și-a e bolnavă, deci v-aș ruga o rugăciune față de Dumnezeu și pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru toată lumea. Sigur că și da. Pentru copiii mei. Sigur. De sănătate, de luminarea minții, de înțelegere, de tot ce e mai bun pentru noi. Amin. Bine. Amin. Doamne, sigur ajută, că... vă bine, mulțumesc.
Mulțumim frumos, Doamne, ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Elena din Petroșan, care această seară vine să mijlocească pentru ea, sănătatea ei și a copiilor, a familiei. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști problemele lor, suferința lor, întristarea lor, necazurile lor, problemele care le au, Doamne. În numele Lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru Elena și familia ei, pentru toate greșelile, păcate și fără de lege, lor ce se săvârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, aruncă-le în marea uitării și scrie, Doamne, în dreptul lor iertare și grațiere. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele Lui Iisus Hristos și vin să desleg pe Elena, casa ei, familia, copii, nepoți, toți cei din casa lor, toate legăturile demonice pe care diavolul le-a pus prin păcatele, fără de legile și nelegirile lor, cele se vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, Tu ai spus că ceea ce noi deslegăm pe pământ va fi deslegat în cer. Scrie, Doamne, deslegare în dreptul acestei familii. Și acum, în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, nume mai pe sus decât orice nume, iau autoritate peste orice duc de boală, neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească familia aceea, casa aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, și eliberare. Doamne, ne rugăm pentru fata care are probleme la servici, Doamne, nimicește orice plan vrășmaș, de trecere în fața celor care sunt acolo, ajută, Doamne, să aibă un post bun, stabil, un servici bun, Doamne. Ne rugăm și pentru nepoții care sunt bolnavi sau cu probleme. Ne rugăm pentru toată casa, Doamne. Doamne Dumnezeule, lasă Tu ungerea Ta și protecția și ocrotirea Ta peste familia aceasta. Prin rănile Tale, Doamne, este scris că noi suntem vindecați, de aceea declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Pune o gardă de îngeri păzitori, lasă ungerea Ta, protecția Ta, binecuvântarea Ta, Doamne, și lasă, Doamne, credință, ca și în familia aceasta să-ți poți face numele de slavă și să fie, Doamne, împăcați, mântuiți și binecuvântați de Tine. Fiți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Am avut o vedenie, în vedenia aceasta mi-a dat Dumnezeu o față de o fată. Interesant că ea era ca și cum ar avea ochii închiși, ca și cum nu i s-ar fi dat voie să vadă. Nu știu ce, o fi nevoie, o fi fata dumneavoastră, o fi o nepoată, ceva, o față tânără, știu eu, de așa la 20 de ani, sau nu știu cât mi-a arătat Domnul, dar e ceva că ochii erau închiși, deci ca și cum ar fi trează și totuși nu i se dădea voie să vadă sau nu vedea, nu știu ce este. Rugați-vă Domnului să vă descopere această lucrare. Bun, avem încă un telefon, Ana din Aiud. Bună seara, Ana! Bună seara, domnul Marius! Spuneți, vă rog! Aș avea și o rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți să faceți niște rugăciuni și niște dezlegări pentru fiul meu și soțul care e plecat în Anglia. Astăzi au ajuns. Că rândul trecut când a fost, nu a fost bine, că s-a îmbolnăvit, că nu a putut nici acasă să vină. Deci pentru fiul și soțul care s-a plecat în Anglia. Da, și domnul Marius, am o curte unde sta mult. Acum mulți ani am fost la dumneavoastră la casă de rugăciuni. Așa. Și ne-ați văzut ceva supra pe casă. No, dar atunci de când ați făcut rugăciunul trecut, acum iar au început să murlă câinii. În halul ăla că te sperie în casă și copii și nepoții le frică. Păi blestem iar, e ceva care s-a făcut cineva un blestem sau sunt niște lucruri care sunt peste casă. S-a produs o eliberare pentru o perioadă și diavolul vine înapoi. Păi ne rugăm... Că ați zis ceva? Da, că ați zis ceva pe țev. Că am ceva făcături, nu știu ce aruncat și chiar într-adevăr s-a fundat WC-ul și mi-e și la vecin. Și prin canal au fost niște țigle și pampes care noi nu aruncăm în canal. Da, nu știu ce este, dar ne rugăm ca Dumnezeu să elibereze și treaba asta. Bine, bine, ne rugăm, bine, Doamne ajută, noapte bună, Doamne Dumnezeu, mă unesc cu Ana din Aiud, care vine să mijlocească pentru fiul și soțul care sunt plecați în Anglia, pentru familia ei, pentru casa ei, pentru problemele care sunt acolo. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști aceste probleme care sunt în familia lui Ana. Doamne Dumnezeule, nimicește Tu orice plan vrăjmaș, nimicește orice armă făurită împotriva lor
Nimicește, Doamne, orice duhuri necurate care își fac lucrarea acolo, în casa și în familia lor. În numele lui Iisus Hristos, vin să cer iertare prin toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, ce le sfârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie Tu iertare și grațiere în dreptul acestei familii, Doamne. Nimicește, Doamne, drepturile diavolului, Doamne. Văd că diavolul are drepturi multe acolo, sunt multe duhuri. Ceea ce trebuie să spun este că văd o grămadă de duhuri, sub tot felul de forme. Înțelegi? Duhurile mi le arată Dumnezeu ca tot felul de animale, tot felul de ligioane. Ei, împotriva casei voastre sunt tot felul de duhuri. Acolo sunt niște drepturi pe care diavolul le are. Nu știu de unde, de ce, sunt păcate, sunt blesteme, dar sunt duhuri care vă afectează efectiv casa și familia. Doamne Dumnezeule, vin să iau autoritate în numele lui Iisus Hristos și să desleg familia aceasta, casa aceasta, de toate legăturile demonice care au fost puse prin păcate, fără de legi, nelegiuiri venite, Doamne, de la familie sau de la părinți sau de la bunici. Doamne, cer deslegare și iertare. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, fă-ți numele de slavă și dezleagă, curățește și sfințește familia aceasta, Doamne. În numele lui Iisus iau autoritate peste orice duc de boală, neputință, necredință, farmece sau blesteme și celelalte duhuri asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, adu-i eliberare, sfințire și curățire, lasă o picătură din sângele Tău, Doamne, și sfințește și curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne. Prin rănile Tale și în numele Tău, Iisuse, declarăm vindecare, sfințire și curățire din vârful capului până în tălpile picioarelor. Doamne, lasă un duc de pocăință, lasă un duc, Doamne, de binecuvântare, întoarce-i, Doamne, spre Tine, ajută-i Tu, Doamne, să încheie legământ cu Tine, să facă voia Ta, să împlinească cuvântul Tău. Îi încredințez, Doamne, în mâna și în brațul Tău și Tu să-ți faci, Doamne, numele de slavă în casa și în familia aceea și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Bun, avem un telefon. Roman din Timișoara. Bună seara, Roman. Bună seara. Da, spuneți, vă rog. O întrebare. Da. Cum poți tu să-i spui la Dumnezeu să ierte păcatele la oameni? Da. Bun. Am încheiat problema. Sunt telespectatori care nu sunt de acord cu ceea ce noi facem. Așa că Domnul să-i binecuvinteze și să mai cerceteze și scripturile și să se mai pocăiască și să-și vadă fiecare de lucrarea lui. Bun, avem alt telefon. Ioana din Timișoara. Bună seara, Ioana! Alo, bună seara! Pacea Domnului! Pace! Pace! Spuneți, vă rog! Am o rugăminte la dumneavoastră. Da. V-am mai sunat și o altă dată și aș dori o rugăciune pentru băiatul meu, Daniel. Are mari probleme cu căsătoria, nu-i căsătorit de mult și e pe prag de despărțire. Dacă se poate face o rugăciune, că el nu cunoaște pe Domnul. Și aș dori, dacă Domnul vă arată, vă descopere ceva, cred că are ceva legat de nu să poate nici o femeie să stea cu el împreună. Deci a fost căsătorit înainte și acum... Da, a avut o căsătorie legitimă, una nelegitimă și cred că e legat de vreo fată care... Deci nu se poate... Deci căsătorie normal, legal. Nu știu care e problema, dar înțeles. El nu cunoaște pe Dumnezeu. El deci, nu, zice că el nu există Dumnezeu pentru el. Am înțeles. Domnul să aibă milă de el. Bine, da, bine. Dacă Domnul vă arată ceva, aș dori că să-mi... Sigur că da. Bine, mulțumim frumos de telefon, Doamne ajută. Doamne Dumnezeule, Monescu Ioana din Timișoara, care vine să mijlocească pentru băiatul ei, pentru Daniel, care a avut, Doamne, două eșecuri în căsătorie, dorește, Doamne, să se căsătorească, se pare că nu poate, sunt probleme, sunt legături. Doamne Dumnezeule, vin să mijlocesc pentru această
familie, în numele Lui Iisus Hristos, vin să cer iertare pe toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, Dumnezeule, te rog să scrii iertare, te rog să scrii grațiere în dreptul acestei familii. În numele Lui Iisus Hristos iau autoritate peste orice legătură demonică și vin, Doamne, să desleg pe Ioana și băiatul ei, familia ei, de orice legătură demonică care a fost pusă în urma păcatelor, fără de legilor, nelegirilor, în urma blestemelor care au fost puse. Doamne Dumnezeule, Tu ai spus că ceea ce noi deslegăm pe pământ va fi deslegat în cer. Și acum, Doamne, iau autoritate și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească trupurile lor, viața lor, familia lor, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, în mod deosebit, Doamne, te rog să privești la Daniel. Doamne, el zice că nu este Dumnezeu, el nu știe, nu cunoaște, Doamne, iartă-i, Doamne, necredința lui, iartă-i, Doamne, indiferența lui și în bunătatea și în dragostea Ta, Doamne, eliberează-l și sfințește. Lasă o picătură din sângele Tău și sfințește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă-l, Doamne. Doamne, prin rănile Tale declarăm vindecare, eliberare a lui Daniel, Doamne. Dacă este, Doamne, o legătură demonică, dacă este legat, dacă sunt farmece peste el sau alte lucruri, Doamne Iisuse Hristoase, te rog să scrii în dreptul lui deslegare și eliberare. Iartă-l, Doamne. Ajută-l, Doamne, să-și poată găsi o soție, să-și poată întemeia o familie. Ajută, Doamne, să se poată întoarce spre Tine, să Te recunoască pe Tine ca Domn și Dumnezeu, să încheie legământ cu Tine, să fie și el, Doamne, mântuit și numele lui să fie scris în cartea vieții. Pune, Doamne, o gardă de îngeri păzitori în jurul lui, Doamne, păzește-l, ocrotește-i, schimbă-i, Doamne, mintea, schimbă-i, Doamne, gândirea și fă-ți, Doamne, numele de slavă. Și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Surioare dragă, n-am avut nimic legat că ar fi legat. Ceea ce cred că este în viața lui este necredința, în primul rând. Necredință în Dumnezeu, hulă la adresa lui Dumnezeu. Deci el trebuie să-și vină în fire și să se gândească că nu poate să rulească pe Dumnezeu sau să zică că nu este Dumnezeu pentru el și apoi să aștepte ca Dumnezeu să lucreze în viața lui. Trebuie să te rogi mult pentru el, să mijlocești mult pentru el și el să-și vină în fire și să înceapă să ia lucrarea asta în serios cu Dumnezeu. Da? Domnul să vă ajute și să-l ajute. Bun, Viorica din Timișoara. Bună seara, Viorica. Pacea Domnului Iisus, frate. Pace. Vă rog din suflet pentru pace și liniște în familie. Nu e ceartă în familie la mine, nu e scandal, dar Domnul să-i moaie inima copilului meu și să se întoarcă cu fața, că parcă le-a pus Satana la amândoi o maramă neagră pe ochi ca să nu vadă și dopuri în urechi să n-audă, da, nimic. Păi. Și Dumnezeu să binecuvinteze nepoții. Îs mic cu cei, dar îs zdrăvani, frate, ca copii. Da. Și, îi mai urechează părinții și mă doare așa sufletul când îi văd. Na. Merită câte o pălmuță la fund, că ăsta este, că dacă cruțăm noi iaua, iar nu-i bine. Da. Și pentru mine, Domnul să-mi dea putere să fiu mai, să mă rog mai mult și dacă Domnul îngăduiește și e după voia lui, să-mi dea și mie un partener de viață. Amin. Se plâng de ani de zile după. Bun. Foarte greu. Sigur că da. Bine, sora Viorica. Ne rugăm. Nicio problemă. Mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută. Multă pace. Doamne Dumnezeule, mulțumesc cu sora Viorica din Timișoara care vine să mijlocească pentru familie, pentru copii, pentru nepoți, pentru ea, pentru toată casa lor. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști problemele surorii noastre, a familiei. În numele Lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru toate greșelile, păcate și fără de legile lor, cele sfârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere. Și acum, Doamne, vin să dezleg pe sora Viorica, familia ei, copiii, nepoți, toți din casa ei, de toate legăturile demonice care au fost puse în urma greșelilor, păcatelor și fără de legilor lor, ale părinților, bunicilor, strămoșilor, până la 7-a generație. Doamne, scrie
te rog în dreptul acestei familii deslegare și eliberare și iertare. Și acum în numele lui Iisus Hristos, iau autoritate peste orice duc de boală, neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de ducuri necurate. Le leg în numele lui Iisus Hristos și le pronunțesc peste casa aceasta, familia aceasta, să se ducă, Doamne, direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Fă-ți, Doamne, simțită prezența în familia aceea, lasă binecuvântarea Ta, lasă cuvântul Tău, lasă cercetarea Duhului Tău cel Sfânt peste copii, peste nepoți, Doamne, eliberează, sfințește, curățește. Dă-i, Doamne, la sora cuvinte drese cu sare, dă-i cuvinte binecuvântate, dă-i sănătate, dacă este cu putință, Doamne, rânduiește un partener de viață, sora este singură și este greu, binecuvintează Tu cu pocăință și mântuire întreaga familie. Pune o gardă de îngeri păzitori și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în casa și în familia lor. Și noi îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pentru Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin, amin. Bun, avem încă un telefon, Nelu din Orăștie. Bună seara, Nelu! Pacea Domnului! Pace! Frate păstor, da. M-am pocăit de vreo 15 ani. Așa. De 7 ani n-am fumat și am fost plin de râvnă, cum se zice. Așa. Și am apucat iară cu tutunul ăsta. Cu fumatul. Te-am auzit mai înainte vorbind și ai spus că îi place. Adevărat, îmi place, frate. Păi, trebuie să demascăm lucrurile. Să nu mai fumez. Da. Deci, fratele meu, dacă dorești din toată inima să te scapi de patima asta, Domnul te ajută, în special că ești un copil al Domnului. Dar dacă ne complacem în păcat și eu zic azi, Doamne, scapă-mă, dai o mână, primul lucru, bag mâna și scot o țigare, nu-i bine. Deci, trebuie în primul rând, Doamne, nu le mai cumpăr, nu le mai vreau în casa mea, nu vreau să mai pun mâna pe ele. Trebuie un pic de disciplină. Domnul ne ajută, dar trebuie să facem și noi ceva. Înțelegi? Deci dacă crezi că ești... Mă puteți ajuta cu rugăciune, frate. Sigur, eu fac o rugăciune în seara asta și încerc să te ajut, dar trebuie să ai și dumneata ale dorința să le lași. Înțelegi? Nu. Eu aș vrea că fac de rușine toată calea asta. Am înțeles, fratele Nelu. Bine, ne rugăm în seara asta pentru tine și Domnul să lucreze și să auzim vești bune. Bun, deci începând din seara asta, nu mai pui niciuna în gură, da? Amin? Așa să fie, nu? Amin. Bun, mulțumesc frumos, multă pace. Doamne, Dumnezeule, mă unesc cu fratele Nelu din Orăștie, care vine sincer și ne spune, Doamne, că este robit de patima aceasta a fumatului. Tu știi și cunoști, Doamne, problemele cu care fratele se confruntă, știi că dorește. Doamne, recunoaște că face calea Ta de rușine și dorește, Doamne, să se scape de aceste lucruri. Doamne, Iisuse, în primul rând, vine să ceri iertare pentru fratele Nelu, pentru toate păcatele, fără de legile și nelegiuile lui, ce le săvârșește cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie în dreptul lui iertare, Doamne. El este sincer și dorește, Doamne, să fie scăpat. Frate Nelu mi-a arătat Domnul un scaun alb, s-a pregătit Domnul un scaun frumos alb și curat, slăvit să fie Domnul. Nu știu ce vrea să facă Domnul, dar a pregătit un scaun și după câte mi-aduc aminte, parcă erai la o masă albă. Deci Domnul îți pregătește o lucrare curată. Doamne, Dumnezeule, vin să desleg pe fratele Nelu în această seară de toate legăturile demonice și în special de legătura aceasta a fumatului. În numele lui Iisus Hristos îl desleg și te rog să scrii în dreptul lui deslegare de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste viața lui. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume, și vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme și în mod special duhul acesta de fumat, prin toate celelalte asociate cu duhul acesta. Și le poruncesc în numele lui Iisus Hristos ca începând din această seară să părăsească trupul lui, viața lui, familia lui, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, la supicătură din sângele Tău și sfințește-l, Doamne, pe fratele Nelu, curățește-l, la supicătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă-l, Doamne. Prin rănile Tale declar vindecare totală din vârful capului până în tălpile picioarelor. Vindecare totală, eliberare totală, curățire totală. Umple-l, Doamne, cu Duhul Sfânt, umple-l cu prezența și puterea Ta, umple-l cu dragostea Ta.
dă-i putere și autoritate să respingă Duhul acesta, că Tu ai spus, Doamne, împotriviți-vă tare în credință și el va fugi de la voi. Dă-i putere să se împotrivească, dă-i putere să nu se mai atingă de nicio țigară, să nu mai aducă în casa lui și începând din această seară să fie complet eliberat și vindecat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin. Bun, un telefon, Elena din Vulcan. Bună seara, Elena! Doamne ajută! Doamne ajută, spuneți, vă rog! Mulțumesc la Dumnezeu de sănătate. Așa. Și că s-au întors copiii cu milă și dragoste către mine, măcar cu telefoane. Slavă Domnului! Așa, și m-aș ruga frumos la Dumnezeu dacă sunt văduvă de 7 ani, dacă cumva mai am o binecuvântare cu un spor duhovnicesc și cu un om, probabil, nu știu, mai am vreo soartă cumva, că e foarte greu singură. Păi zice cuvântul că femeia nu-i bine să fie singură și nici bărbatul. Deci este biblic, dacă sunteți văduvă, da, deci văduva să se mărite, așa zice cuvântul. Deci, da, trebuie să cauți, trebuie să te rogi. Că, mă rog cum? La Dumnezeu și mulțumesc că merg pe picioare și am sănătate și amin. Am toți copiii cu milă. Amin, 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 m-a sigur. M-aș ruga frumos, amin, amin. Bine, ne rugăm, nicio problemă. Bun, mulțumim frumos de telefon, Doamne ajută! Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Elena din Vulcan, care în această seară mijlocește pentru casa ei, pentru familia, pentru copii, pentru situația ei, Doamne, și sigur că dorește, Doamne, fiind văduvă, să își găsească un partener de viață cu care să-și poată duce, Doamne, în continuare viața. Doamne Dumnezeule, vin să cer iertare pentru Elena și casa ei, pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, ce le se vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, iau autoritate și vin să dezleg pe Elena și casa ei de toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, ce se vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, Tu ai spus că ceea ce dezlegăm pe pământ va fi dezlegat în cer. Și acum, Doamne, iau autoritate peste orice duc de boală, neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate. Le leg în numele Lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă, Doamne, o picătură din sângele Tău și sfințește casa aceea, familia aceea, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, vindecă. În mod deosebit, atinge-te, Doamne, de Elena și vindecă-o, tămăduiește-o din vârful capului până în tălpile picioarelor. Și, Doamne, în mod deosebit, Te rog pentru ea să o ajuți ca să-și poată găsi un partener de viață, un soț, Doamne, iubitor, un om plin de frică și teamă de Dumnezeu și împreună, Doamne, să-și poată duce bătrânețea alături de Cel pe care Tu îl pregătești. Dă-i credință, dă-i putere și binecuvântare. Lasă în casa ei pocăință și mântuire și garda Ta de înger păzitor să fie acolo și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, aleluia, amin. Bun, continuăm. Rodica din Timișoara. Bună seara, Rodica! Bună seara! Pace, frate, pace! Pace, spuneți, vă rog! Aș dori să vă rugați pentru soțul meu, care are și el probleme de sănătate. Așa, soțul cu... Pentru copiii mei care nu sunt întorși la Domnul, la fel cum nici soțul. Așa. Și restul știe soțul, știe Domnul ce are și ne cunoaște mai bine. De ce avem nevoie? Doar atât. Am înțeles. Sigur nici că da. Mai mult. Ne vom ruga cu toată dragostea, nicio problemă, ne unim și... Pentru cei din cortul meu, ca Domnul să-i întoarcă, să fie și ei lângă Dumnezeu, pentru că e foarte bine. Așa, așa este. Domnul să lucreze, sora Rodica, și dacă poate vin în Timișoara, poate reușim să ne și vedem. Exact. Da. Exact. Bine, bine, mulțumim frumos de telefon. Domnul să vă binecuvânteze, multă pace. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Rodica din Timișoara, că această seară vine să mijlocească pentru soțul ei, pentru copii, pentru întreaga familie, pentru întoarcere, pentru pocăință, pentru sănătate și binecuvântare. Doamne, Tu știi și cunoști această familie și o știi pe sora, ea crede, Doamne, că Tu ești Cel ce poți. De aceea, în numele Lui Iisus Hristos, vin să cer iertare pe toate greșelile, păcatele și fără de lege lor, ce le săvârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, dezleg pe Rodica, familia, soțul, copiii, casa lor, de toate greșelile, păcatele, fără de legile lor, de toate legăturile pe care diavolul le-a pus peste casa lor. Și te rog să scrii în dreptul lor deslegare totală.
Și acum, Doamne, vin să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece sau blesteme, sau alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să plătească casa aceea, familia aceea, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, zădărnicește orice plan vrăjmaș, nimicește orice armă folosită împotriva lor, lasă, Doamne, un duc de pocăință, lasă, Doamne, binecuvântarea Ta, protecția Ta, garda Ta de îngeri păzitori, fă-ți numele de slavă în casa și în familia aceea și lasă, Doamne, ca întreaga familie să se întoarcă la Tine, Doamne. Binecuvintează, sfințește, curățește și pune-i deoparte pentru Tine. Îi încredințez, Doamne, în mâna și în brațul Tău și Tu să-ți faci numele de slavă. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Bun, avem încă un telefon. Jenica din Petroșani. Bună seara, Jenica! Bună seara! Spuneți-vă! Aș dori să faceți o rugăciune și pentru familia mea, așa, pentru sănătate, pentru prosperitate, pentru înțelegere, așa, și pentru dezlegare. Am înțeles. Sigur că da. Nici o problemă. Mulțumim frumos de telefon! Doamne ajută, noapte bună! Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Jenica din Petroșani, care această seară vine să mijlocească pentru familia ei, pentru sănătate, pentru dezlegare, pentru eliberare, binecuvântare. Doamne, Tu știi și cunoști problema acestei familii, de aceea în numele lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru Jenica și familia ei, pe toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, ce le săvârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Iisuse, scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, vin să iau autoritate în numele lui Iisus Hristos și să desleg pe Jenica și familia ei toate legăturile demonice pe care diavolul le-a pus prin păcatele, fără de legile și nelegiurile lor și te rog să scrii, Doamne, deslegare în dreptul acestei familii. Și acum, Doamne, iau autoritate în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume, să vin să leg orice duc de boală, de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să prăzească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește, Doamne. Lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă și tămăduiește, Doamne. Te rog, Doamne, atinge-te Tu de fiecare mădular bolnav și din vârful capului până în tălpile picioarelor declarăm, Doamne, vindecare, sfințire și curățire. Revarsă Tu binecuvântarea Ta, pacea Ta, liniștea Ta, protecția Ta, pune garda Ta de înger păzitor și numele Tău să fie proslăvit și glorificat în casa și în familia aceea. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Bun, mai avem încă un telefon. Monica din Vulcan. Bună seara, Monica! Bună seara! Pacea Domnului, pace, frate! Pace! Spuneți, vă rog! Frate, vă rog frumos să vă rugați și pentru mine, pentru boala mea, pentru picioare, pentru copiii mei, pentru nepotul meu, Emanuel, care are viciu de joacă jocuri de noroc, ca Domnul Iisus să-l libereze, uh-huh, să îndure de el și de toată familia mea și de mine, și să mărească Domnul credința. Domnul să vă binecuvânteze, frate. Bine, mulțumim vă frumos! Mulțumesc. Sigur, multă pace, noapte bună! Doamne Dumnezeule, Monescu, sora Monica din Vulcan, care în această seară vine să mijlocească pentru familie, pentru copii, nepoți, pentru sănătate, pentru binecuvântare. Doamne Dumnezeule, eliberare, Doamne, Tu știi și cunoști această familie, problemele surorii noastre, în numele Lui Iisus Hristos, vin să ceri iertare pentru toate greșelile, păcatele și fără de lege, lor ce se vește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare și grațiere în dreptul acestei familii. Și în numele lui Iisus Hristos vin să dezleg pe Monica din Vulcan cu toată familia ei, pe toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, ce le săvârșește cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, binecuvintează, sfințește și curățește, Doamne. Și acum în numele lui Iisus Hristos iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece sau blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă-o, Doamne, picătură din sângele Tău și sfințește și curățește. Lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne.
prin rănile tale declarăm vindecare totală din vârful capului până în tălpile picioarelor. Binecuvintează, Doamne, pune o gardă de înger păzitor, lasă, Doamne, pocăință, mântuire, binecuvântare, prosperitate, sănătate, pace și bucurie și numele Tău să fie proslăvit în casa și în familia aceea. Te rog, mă deosebit pentru nepotul acela care este afectat de duhul acela de boală, de neputință, de jocuri de noroc, care este o legătură demonică. Doamne, eliberează-l de legătura aceasta demonică și dă la o parte, Doamne, orice drept pe care diavolul a avut în viața lui. Și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Bun. Cam aici au fost telefoanele. Ne pare rău dacă n-ați reușit să intrați în direct cu mine. Dacă este cineva care dorește să ne întâlnim la Deva sau Timișoara, după terminarea emisiunii la 10:30, o să stau 5-10 minute, rămân în studio ca să stăm de vorbă, să vă pregătiți un creion sau ceva deschis, să vă dau numărul de telefon ca să mă contactați în săptămânile care urmează pentru a pregăti întâlnirea noastră de la Deva și Timișoara. Deci nu o să mă mai rog pentru nimeni, dar doar ca să putem să ne contactăm pentru cei care vreți să ne întâlnim la Deva sau Timișoara sau cei care vor să-și pună la dispoziție casa. Ei, pentru toți cei care n-ați reușit să intrați în direct și sunt încă probleme de sănătate, de boală, de neputință, vin să ne rugăm împreună, vă îndemn să îngenunchiați acolo unde sunteți, salutăm și pe Iosif și Ileana din Timișoara, Goldiș, salutăm și pe sora Vetuța, fratele Nelu și toți ceilalți prieteni ai noștri. Domnul să vă binecuvinteze. Pentru toți, mă rog, în această seară, Doamne Iisuse Hristoase, mă unesc cu toți cei ce văd și ascultă această emisiune, cu prietenii noștri, cu frații noștri din lungul și latul pământului, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai spus că dacă doi se unesc, să ceară un lucru care le va fi dat. Doamne, mă unesc cu toți cei ce văd și ascultă și doresc, Doamne, că în această seară să-ți revești Tu binecuvântările Tale, protecția, ocrotirea și protecția Ta, Doamne, și binecuvântările Tale. În numele Lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru toți cei ce văd și ascultă această emisiune, pentru toate greșelile, păcatele și fără de lege, nu trebuie să vește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Iisuse Hristoase, Te rog să scrii iertare și grațiere. În numele Lui Iisus Hristos, iau autoritate peste toți cei ce văd și ascultă glasul meu și au îngenunchiat acolo în fața televizorului și vin să-i desleg în numele Lui Iisus Hristos de orice greșeală, de orice păcat, de orice fără de lege, săvârșite cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie iertare, scrie dezlegare, scrie grațiere. Și acum, în numele Lui Iisus Hristos, vin să iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg în numele Lui Iisus Hristos și le pronunce să părăsească trupurile lor, viața lor, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Este un nume, Emilia. Emilia, Dumnezeu vrea în această seară să atingă de trupul tău, de viața ta, deschideți inima și acceptă lucrarea Domnului. Nu știu ce vrea Domnul să facă, vindecare, eliberare, Emilia. Doamne Dumnezeule, atinge-te de orice suflet care în această seară crede și acceptă, Doamne, această lucrare. Te rog să lași o picătură din sângele tău și să sfințești pe toți cei ce văd să ascultă această emisiune. Lași o picătură din balsamul tău de vindecare, Doamne. Prin rănile tale, Doamne, declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor pentru orice suflet care crede, ascultă și primește această lucrare. Doamne Iisuse Hristoase, vin să mustru în continuare orice duc de boală, de neputință. În mod deosebit sunt probleme de cancer, duhuri de cancer, Vasile, care ai cancer, Domnul vrea să te vindece în această seară. Doamne Dumnezeule, mustrăm aceste duhuri, le legăm în numele Iisus Hristos, le leg și le poruncesc să părăsească trupurile celor ce văd și ascultă această emisiune. În mod deosebit vin să mustru orice duc de ceartă, duhuri de dezbinare, duhuri de divorț, de ură, de răutate, de neiertare. Leg aceste duhuri necurate și le poruncesc să părăsească trupurile celor ce văd și ascultă această emisiune. Lasă, Doamne, pacea Ta, lasă, Doamne, dragostea, lasă, Doamne, prezența și puterea Duhului Tău cel Sfânt și binecuvintează și adu pace, unitate, sfințire și curățire.
În mod deosebit, mă rog pentru cei care sunt cu probleme de epilepsie, încă o dată vin să mustru și să leg orice duc de epilepsie care este în trupul celor ce văd și ascultă această emisiune. Doamne, eliberează-i de acest duh necurat. Îl leg în numele Lui Iisus Hristos, leg aceste duhuri, le mustru și le poruncesc să folosească trupul celor ce văd și ascultă această emisiune. Doamne, umple Tu cu Duhul Tău cel Sfânt, umple Tu cu pacea Ta, cu prezența Ta, cu dragostea Ta, Doamne, și fă-ți, Doamne, numele de slavă. Încredințăm, Doamne, toate aceste suflete în mâna și în brațul Tău și credem, Doamne, că Tu și numai Tu ești Cel ce poți să faci nespus mai mult decât înțelegem sau pricepem noi. Aleluia, amin, amin, amin. Stimați telespectatori, ne apropiem de încheiere. Din păcate, timpul se scurge foarte repede. Încă o dată vă recomandăm pentru cei care doriți să veniți în Biserica Maranata, vă așteptăm în mod deosebit la serviciile de joi. Deci am schimbat programul de la ora 6, o să rog și regia tehnică, dacă nu s-a schimbat programul de pe banda care este la baza televizorului, să schimbăm programul de joi de la ora 19 la ora 18. De acum, de la 1, am schimbat programul, așa că cei care doriți să ne faceți o vizită, să știți că programul de joi începe la ora 6, de la ora 18 până la ora 20. Așa cum am promis, aștept cu nerăbdare să pot să vin din nou la Deva și apoi la Timișoara. Deci cei care doriți să vă întâlniți cu mine, doriți să vă fac o vizită, puteți să mă sunați și în seara asta după 10:30, după ce vom încheia emisiunea, o să rămân vreo 5-10 minute în studio ca să vă aștept telefoanele, ca să luăm legătura unul cu altul. Dacă sunt persoane care vor să-și pună la dispoziție casa sau apartamentul ca să ne putem întâlni cu mai multe persoane, să știți că ori de câte ori faceți ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator. Va fi o mare binecuvântare pentru cei ce își pun casa la dispoziție. Vă doresc o săptămână binecuvântată, vă doresc o săptămână cu Domnul Iisus Hristos. Nu rugăm, nu uităm să ne rugăm unii pentru alții, vă îndemn ca zilnic să vă rugați și să citiți din cuvânt. O practică a mea este să citesc zilnic Psalmul 91, un psalm de protecție dimineața. Faceți și voi lucrul acesta și o să vedeți că protecția Domnului, paza Domnului va fi peste voi și peste casele voastre. Salutăm pe toți cei care ne-au urmărit în această seară. Încă o dată dorim binecuvântare pentru sora Vetuța, fratele Nelu de la Cristurni, ei sunt ca și părinții noștri, Iosif cu Ileana Goldiș din Timișoara, sunt Mihai Român și toți ceilalți care ne urmăriți în lungul și latul pământului. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă dorim o seară binecuvântată, nu uităm tot ce are sufare, să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul, la revedere, Doamne ajută pe săptămâna viitoare. Ați urmărit o emisiune realizată de pastorul Marius Hațegan din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Pentru o întâlnire personală cu pastorul Marius Hațegan, vă așteptăm la Biserica Maranata din Alba Iulia, strada Liviu Repreanu, numărul 1. Dumnezeu să vă binecuvinteze!